Vă spuneam că trebuie să se ajungă la un tarif unic. Tariful unic, în momentul de față, s-a ajuns la el pe 4 din orașe, urmând ca în viitorul apropiat, adică în maxim o lună, două, și municipiul Motru să se alinieze la acest tarif unic. Deci prețul cu fără TVA la apă este 2,42 și cu TVA este 3, iar la canal fără TVA este 2,58 și cu TVA este 3,2. Roni. Deci 6 lei o tonă de apă consumată, dusă la colectată la canalizare, tratată în stația de epurare și evacuată la emisar. Consumatorul plătește pierderea de 62%? Nu consumatorul neapărat. Toți o suportăm această pierdere de 62%, pentru că, vă rog să înțelegeți corect, pentru că aceste sisteme de alimentare cu apă sunt făcute pentru noi, toți consumatorii, toți suntem consumatori ale acestui serviciu. Nu sunt făcute nici pentru CEO, nici pentru nu știu care agent economic sau instituție. Sunt făcute pentru cetățenii Târgu Jiului, ale județului Gorj și ai României. Datoriile se ridică la circa 14 milioane de roni, asta însemnează 140 de miliarde lei vechi, per total APA Regio, din care la Târgu Jiu în jur de 60 de miliarde de lei vechi, dintre care la nivelul asociațiilor de proprietari circa 40 de miliarde de lei vechi, iar la nivelul persoanelor fizice și a agenților economici și instituții, diferența de 20 de milioane de roni.